Cu unt și gem, așa a cucerit Alina Dumitru aurul olimpic. De la ea, judoul s-a dus în cap. Nu ne-am apropiat de medalii la Olimpiade. La Tokyo au dat-o toți în bară. Alina Dumitru a adus două medalii olimpice la judo pentru România. În 2008, la Beijing, a luat aurul. Nu venea să cred că sunt campioană olimpică. Deci mă uitam la medalie și plângeam și nu venea să cred că eu sunt campioană olimpică. 4 ani mai târziu, la Londra, ea a fost în finală, dar a rămas cu argintul. Țin minte că la Londra am dormit doar 2 ore. Dormeam mai puțin, emoțiile deveneau din ce în ce mai puternice și... știu că gândul meu era clar numai la medalie. Micul dejun e secretul olimpic al campioanei de la judo. Untul și gemul erau pentru mine, poate care îmi dădeau putere. Nu mâncam crembuș pentru că nu picau bine, nu mâncam o prăjite sau omletă.